Polițiștii au reținut luni seara autorii crimei de duminică, bătrânul ucis cu sânge rece în comuna dâmbovițeană Bezdat. Criminalii sunt trei tineri, unul de 22 de ani din comuna Bezdat, care este caporal în cadrul unei unități militare din București, iar prin localitate era cunoscut sub porecla de Alin de la SRI, al doilea de 21 de ani tot din Bezdat și al treilea de 25 de ani din orașul Pucioasa, cunoscut în anturajurile sale sub numele de Rechinul. Cei trei bărbați și-au recunoscut fapta și totodată le-au spus anchetatorilor că nu au vrut să-l omoare pe bătrân, ci doar să-i fure banii. Înainte, cei trei și-au pus bine la punct jaful. În noaptea de sâmbătă spre duminică, tânărul de 22 de ani din comuna Bezdat, care este caporal în cadrul unității militare din București, cu mașina sa i-a dus pe ceilalți doi prieteni la casa bătrânului și a lăsat prietenii să acționeze, iar el a patrulat cu mașina pe stradă. Cei doi, cel de 21 de ani din Bezdat și celălalt de 25 de ani din orașul Pucioasa, înarmați cu o bâtă, au intrat în curtea bătrânului, au oprit curentul electric, după care au intrat în locuință. Unul din cei doi a rămas pe hol să țină de șase, iar celălalt a intrat într-o cameră să caute bani. Se pare că bătrânul a auzit zgomot și a ieșit în hol, moment în care a fost lovit cu bâta în cap. Bătrânul a căzut pe podea, iar cei doi s-au speriat și au fugit fără niciun ban. Tânărul de 22 de ani din Bezdat, care este caporal în cadrul unei unități militare din București, a venit și i-a luat cu mașina, îndreptându-se spre Buciumeni. Undeva în zona râului Ialomița au aruncat arma crimei, bâta, după care s-a dus fiecare la locuințele lor. În baza unor informații, polițiștii le-au luat imediat urma și i-au reținut. În casa bătrânului omorât, anchetatorii au găsit un cec de 190 de milioane lei vechi, suma de 33 de milioane lei vechi și ulterior suma de 60 de milioane lei vechi, bani pe care îi lăsese cumnata bătrânului în momentul în care a ajuns în casă și l-a găsit mort. Cei trei tineri sunt cercetați pentru omor și dacă vor fi găsiți vinovați, riscă cel puțin 20 de ani de închisoare. Doi dintre aceștia sunt și hoții care au spart casele de vacanță din comuna Bezdat ale lui Mihai Mărgineanu și Mihaela Mihai. Ce s-a întâmplat? Ați plănuit să-l omorâți pe bătrân? Sunteți vinovați? Ce s-a întâmplat? Aveți o vină? Marinei! Ce s-a întâmplat? Vă recunoașteți vina? Voi ați început? Vă pare rău ce ați făcut? Uite prima, da! Aici, Marine! Ce s-a întâmplat? Sunteți vinovați? Vă recunoașteți crima? Domnul Sapta, vă așteptăm? Da, da. Prima dată a venit și mi-a zis că cu gagică, că îi dă telefoane de amenințare. Până la urmă, a doua oară când a venit, mi-a spus în față ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? E vorba de o crimă. Luați-mă alea de un weekend. Și îl credeți pe fiul dumneavoastră în stare? Nu. Unde lucra el? Nu lucra nicăieri, că el e bolnav, e operat, e băiatul cu sonda în burtă. Are sonda, are rinichiul scos, e bolnav. Unde e din Bezdan? De aici, din Pucioasa, e băiatul meu. Nu cred eu că a făcut așa ceva. Am mai avut probleme cu poliția? Nu, n-am avut probleme noi cu poliția. Dar sâmbătă noapte unde a fost? Sâmbătă noapte... A fost plecat. Nu știu, că de-aia vorbeam și cu băiatul. Eu am spălat rufe, mi-a cărat apă, mi-a vopsit pe lângă casă toate alea și până la urmă, pe la 3, cât o fi fost ceasul, a plecat. Cred că era 11-12 noaptea, nu știu când a venit, că am adormit. În camera din față de la el, m-am trezit eu pe la 1:30 și deja eram pat. Nu v-a dat niciun semn. Nu, nimic, nimic, absolut nimic. Am plecat eu la Târgoviștea, l-am sunat acasă, mamă ce faci, mamă o să mănânci, mamă o să-ți iei pastilele, nu vezi nimic. Îl credeți în stare de crimă? Nu. Nu, că fiindcă hainele nu dă dovadă. Nu e că hainele toate ce a luat acolo nu e nimic, nici semn, nici praf, nici... Păi a recunoscut, doamne. Nu a recunoscut, dacă a recunoscut altă treabă, nu e adevărat.
Cred că e cu prietenii. Cu prietenii care a fost și din cauza asta ce a zis, bă, facem o faptă, te bag și pe tine și poate să fie între... Nu știu ce să spun. Nu cred. În urma activităților desfășurate, au fost identificați autorii omorului comis în noaptea de sâmbătă spre duminică asupra numitului Botea Constantin din comuna Bezdead, în persoana a trei tineri. Și-au recunoscut fapta? Și-au recunoscut fapta și au fost prezentați parchetului pentru continuarea cercetărilor. Ce spun? De ce l-au omorât pe bătrân? Deci scopul faptei a fost jaful. Regretă? Presupun că da. Am înțeles că unul din ei era angajat caporal la unitate militară. Da. Este complice sau este autor? Mai participația urmează să fie stabilită în urma anchetei. La momentul ăsta nu putem să ne pronunțăm cu privire la încadrarea pentru fiecare dintre... Cum l-a omorât bătrân, practic? Prin aplicarea unor lovituri cu o bătă de baseball. În zona capului. Da, în zona capului. Practic ei spun că au vrut să-l omoare sau doar să-l jefuiască și s-au speriat? Deci, de regulă, când se duc la un scop de jaf, deci de tâlhărie, puțini acceptă ideea omorului, dar de cele mai multe ori, datorită opoziției victimei, unui complex de împrejurări la fața locului, lucrurile degenerează, scapă de sub control și de foarte multe ori se tâlhăria se transformă în omor. Încearcă să dea din unul pe altul? Nu se ia niciun ban din casa bătrânului. Până la momentul ăsta, din verificările efectuate, într-adevăr, se pare că nu s-au luat sume de bani din casă, dar nu este cert, întrucât cel care știa ce sumă de bani are în casă e decedat și e foarte greu de stabilit dacă... Să dea vina unul pe altul acum? Ca de obicei. Am înțeles că doi cei din Bezdead au mai avut și alte... Nu știu, până la momentul ăsta, dacă figurează în cazier, nu au fost făcute verificările, deci nu mă pot pronunța. Ar fi recunoscut că au dat spargerea la mai multe case. Deci nu s-a, obiectul anchetei la momentul ăsta s-a, eu știu, a avut în vedere ultima faptă, fapta de omor. Ce riscă cei trei? Închisoare, până la 20 de ani.